Premierul Ucrainei Denis Șmihal este într-o vizită oficială în România, a discutat alături de premierul Ciolacu subiectele importante de pe agenda, printre care le găsim poate cel mai arzător subiect, respectiv tranzitul de cereale pe la noi prin țară, aspecte care țin de securitatea regională în contextul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei, dar și despre sprijinul pe care România va continua să-l ofere sub numeroase forme Ucrainei. Ca dovadă avem și noul punct de trecere al frontierei care se va deschide conform spuselor lui Marcel Ciolacu la Sighet. Discut despre subiect alături de Monica Mihai, editor al FNews. Monica, bine te-am regăsit. Ce au discutat mai exact cei doi? Care este miza vizitei? Ioana, l-am auzit pe premierul Ciolacu reiterând sprijinul țării noastre pentru Ucraina și a explicat foarte clar că țara noastră condamnă ferm invazia Rusiei în țara vecină și că o Ucraina independentă este un interes strategic al țării noastre. A vorbit despre înțelegerea privind exportul de cereale, cumva pentru că asta era de fapt miza discuției de astăzi, și a spus premierul Ciolacu că se iau măsuri la nivel național pentru a dubla cantitatea care tranzitează, cantitatea de cereale din Ucraina care tranzitează România, și aici dădea exemplu concret că această cantitate ar trebui să ajungă de la 2 milioane de tone de cereale în prezent pe lună, undeva la 4 milioane de tone de cereale. Și aici cumva ne uităm și la cifrele raportate pe primele 6 luni care au tranzitat portul Constanța, care este unul dintre principalele puncte de trecere a acestor cereale către alte țări din Europa și din lume. Vorbim de 7,5 milioane de tone de cereale care au trecut prin portul Constanța și știm, potrivit unor cifre prezentate de autoritățile din Ucraina, că zilnic 53 de vagoane de cereale ajung și tranzitează țara noastră. Premierul Ciolacu a vorbit totodată că acest tranzit și ajutorul pe care România îl dă Ucrainei pentru a-și transporta cerealele în colțurile lumii unde este nevoie de ele trebuie în primul rând făcut gândindu-ne la fermierii locali și la felul în care se poate proteja producția locală, pentru că știm, au existat în numeroase rânduri discuții despre faptul că multe din aceste cereale care tranzitau țara noastră și trebuiau să ajungă în Africa sau în alte țări din lumea a treia, de multe ori rămâneau în piața locală, făcând cumva o concurență neloială producătorilor locali care s-au prins că mulți producători nu mai cumpără cerealele de la ei pentru că le iau pe cele din Ucraina la un preț mai ieftin, pentru că, bineînțeles, cerealele din Ucraina nu trebuie să respecte toate normele Uniunii Europene, așa cum trebuie să respecte cerealele din România și automat costul să urce. S-a discutat și despre sprijin și din punct de vedere militar și umanitar, dar principala discuție s-a axat pe acest tranzit al cerealelor, exact ce spuneai și tu, avem un nou punct de frontieră deschis în nordul țării, dintre Ucraina și România, cel de la Sighetul Marmației. Îți mulțumesc tare mult, Monica!